FIFOR, Partidul Social Democrat. Bună ziua, domnule FIFOR, vă mulțumesc mult și dumneavoastră. Vă rog mâna. Domnule FIFOR, am vrea să înțelegem care e stadiul ostilităților acum, pentru că, sigur, dincolo de caracterul acesta, care e oarecum nepotrivit, mai ales că vine și Ziua Națională, oamenii sunt frământați, sunt greve la casele de pensii, sunt amenințări cu greva și pe drumuri, și în aer, și la tarom, și la drumari. Să vedem astfel de scandaluri în Parlament este probabil o chestiune pe care oamenii nu și-o doresc. Aș fi vrut să știu dacă dumneavoastră la PSD aveți vreo poziție oficială față de scandalul de ieri și față de solicitarea celor de la AUR de plecarea a domnului Simonis din funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților. N-am să discut acum despre solicitările celor de la AUR. Și am să vă spun că nu există un moment mai bun sau mai puțin bun când în Parlament ar trebui să aibă loc astfel de lucruri, astfel de provocări, în urma cărora, iată, din păcate, rezultă un schimb ne la locul său de replici. Președintele Camerei Deputaților și-a exprimat regretul pentru că a intrat în jocul acesta al președintelui AUR, al domnului Simion, care în mod evident că l-a provocat cu cuvinte, așa cum a spus și dumneavoastră, greu de reprodus, care nu și-au locul sub nicio formă într-o instituție, cu atât mai puțin în Parlamentul României, un for în care oamenii se așteaptă să vadă dezbateri civilizate, dezbateri în limita normalității și a bunului simț. Din păcate, și subliniez lucrul acesta, pe măsură ce vom intra în anul electoral, pe măsură ce ne apropiem de bătălia aceasta electorală, cu siguranță vom mai vedea genul acesta de provocări și sper din toată inima ca cei vizați să poată să înțeleagă că nu ajută la nimic să intrăm în jocul acesta, zic eu, foarte bine și foarte atent orchestrat. Dincolo de toate lucrurile acestea, sigur că Partidul Social Democrat n-a avut și nu are genul acesta de manifestări. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în Parlamentul României, ați urmărit Parlamentul României. Niciodată Partidul Social Democrat nu a avut nici genul acesta de provocări și nici genul acesta de atitudine prin reprezentanții săi.